vrea să vă rog să țineți minte de regulile pe care le avem, da? Ca să nu vorbim unii peste ceilalți. Pentru cei din online, ce anume vă displace cel mai mult la școala de acasă? Ce vă lipsește? Tudor, dă-te de pe mute, te rog. Îmi lipsește cumva interacțiunea cu anumiți colegi, nu neapărat cu anumiți colegi, cu toți, ca și tu. Așa. Nu putem cumva întâlni sau socializa la fel de mult. Și ce vă place la școala online? Așa de o comentarie, pentru că asta e bună. Gadget-ul și anumite discuții. Așa de o comentarie la de ce ne-am plăcea așa mai mult la online. Deoarece nu putem fi atât de atenți ca la școală. Poate învățăm mai bine materia, dar totuși nu mai și comunicăm, adică școala din două lucruri. Școala e ca să înveți o materie și să interacționezi cu alți copii. Și aici învățăm destul de, nu învățăm la fel de bine materia și nici măcar mai bine interacționăm. Dar ce-ți place la școala online, Radu? Un pic. Radu, ce-ți place la școala online? E bine, îmi place că am toate lucrurile la dispoziție, dacă am nevoie de ceva, mereu aici o să am. Înainte puteam să mă joc acum, înainte de părinții, asta ar fi fost un lucru. Și da, nu atât. Foarte bine, mulțumesc frumos. La școala online este că îi trag foarte multe lucruri și nu pot interacționa așa de bine cu colegii și se mai întrerupe. Mm-hmm. Dar ce-ți place, Mizuca? Ce-ți place la școala online? La școala online îmi place că în pauze pot să stau liniștită și îmi place în timpul ăla că pot să la școală, nu-mi place pentru că vorbesc cu colegii foarte tare, se aude foarte tare în clasă. Și îmi place la școala de acasă, nu online, că interacționez cu colegii și putem juca în pauze. Da, Rizuca, dar te rog să fii atentă la întrebare, da? Ok, mulțumesc frumos, copii. De ce n-aș putea completa ceva la... De ce n-aș putea completa ceva la... Noi începem în fiecare dimineață cu o vorbă. Poate că nu orice zi este... Ce bună, dar este ceva bună în fiecare zi. Și atunci noi ce facem? Găsim în fiecare zi acel ceva bun, da? Asta facem în orice moment. Găsim ceva, acel ceva bun, din orice. Asta vă provoc și pe voi să faceți, să găsiți acel ceva bun.